În primul rând, consilierii municipali din fracțiunea PAS felicită călduros cu începutul anului nou școlar 2024-2025 pe toți elevii din Republica Moldova și prealabil din cei din municipiul Chișinău, dorindu-le succese mari pe tărâmul învățătorii. Nu zadar spunea și filosofii antici că rădăcinile cunoștințelor sunt amare, dar fructele sunt dulci. Noi dorim celor copii din învățământul primar, din gimnazial și liceal, profesional, tehnic superior, succese, baftă în toate. Colectivului profesoral și managerial le dorim realizări noi cu discipolii și să aibă multe succese remarcabile în studiile lor. Fracțiunea PAS întotdeauna va susține părinții, elevii și educația, fiindcă viitorul nostru este educația copiilor pe cinste. Încă o dată, mult succes tuturor copiilor din Republica Moldova, tuturor copiilor din municipiul Chișinău. Bună ziua, stimați consilieri! Eu am pur și simplu, cu doamna Lilia, vreau să mulțumim pentru felicitările care au fost făcute profesorilor, părinților și cadrelor didactice. Noi tot dorim să-i felicităm, să le urăm un an nou cu mult succes, cu cunoștințe cât mai multe, dar s-au uitat să menționăm un singur lucru. Cum iar au fost încercat să divizeze iar societatea noastră. Da, uitați-vă cum a fost. După ce s-au decis așa, pentru cum spui 1 septembrie să fie sărbătorit în ziua de duminică. Și după ce ministerul a făcut o greșeală, nu a avut curajul și nimeni nu dorește să recunoască. Nu a avut curajul să recunoască și spună că a greșit. Dar ce a făcut? A lăsat problema pe seama profesorilor. A spus că voi instituțiile de învățământ sunteți, voi decideți. Și foarte instituțiile deja au fost pus într-o dilemă. Da, aici iar trebuiau să aleagă între autoritatea locală, între autoritatea centrală, dar în final 90% din toți instituțiile de învățământ, să primim așa, a dat o palmă ministerului și au făcut 1 septembrie în ziua de 2 septembrie ieri, cum era și organizat și cum am fost noi de timpuri, am făcut fiecare dată lunea, să fie făcut între. Dar aici vreau să menționez un lucru. De ce autoritatea centrală nu se inspiră din proiectele și din deciziile făcute de primăria Chișinău pentru instituțiile de învățământ? Adică uitați-vă, eu vreau să spun că pentru anul 2024, în bugetul municipal care a fost făcut, practic 50%, 48,4% din bugetul total, 4 miliarde de lei, au fost pentru instituțiile de învățământ, au fost bugetați bani. Uitați, au fost pentru noi grupi în grădiniță și școli, programe pentru tineret, sport și multe altele. În timp ce primăria construiește și deschide școli, alții trebuie să le închidă din lipsă de finanțare sau din alte motive. În ultimii 4 ani de zile în municipiul Chișinău au fost deschise 21 de grădinițe și școli. Au fost construite și extinse școlile. Peste 150 de grupe noi deschise în grădinițe. Peste 50 de școli și grădinițe eficientizate energetic. Au fost deschise 5 centri de tineret. Cifrele astea sunt pe site-ul, dacă nu cunoașteți, pe site-ul municipiului, puteți să intrați mai multe. Cea mai transparentă. Da, uitați-vă, în capitală Grație Man se avansează și se realizează proiecte noi, ce ați ajuns, o secundă. Colegi, vă rog mult, tu erai la doamna Silvia. Când lucrai la tema doamna asta, Silvia. Dar nu la Man. Hai, vă rog, în declarații politice nu intervenim. Vă rog foarte mult. Dar voi, minciună! Vă înscriți la lor de cuvânt. Dar voi ați obligat ca eu să facă duminica. Mulțumesc, domn Grigore. De jos, de la microfon, vă rog. Stimat Bejenar, domnul Bejenar, eu vă stimez și bravo dumneavoastră că ați putut să vă lăudați, dar vă aduc la cunoștință. Atunci când domnul ministru a luat decizie că la 1 septembrie să fie primul sunet după tradiție, s-a zis și așa, că se lasă la discreția administrației publice locale și se plătește ziua dublă pentru profesor și se dă zi de vacanță suplimentară pentru copil dacă ei vin la 1 septembrie. În primul rând nu erau ambuteiaje și nu era atât perturbarea activității părinților. Asta e una. Doi,
Deci ceea ce administrarea publică locală din Chișinău a hotărât ca să nu plătească suplimentar profesorii cu dublu pentru 1 septembrie. Deci hai să nu dezmințăm, să dezmințăm oamenii și cetățeni ce spuneți dumneavoastră. Doi, dacă dumneavoastră spuneți că atât de mult ați realizat, de ce până în prezent Iulia Hașdău, liceul de la Iulia Hașdău, nu este dat în exploatare, cantina și blocul care l-ați început cu 3 ani în urmă. Urmează? Păi și la noi urmează. Deci hai să nu facem polemic. Okay. 3 și 3. Câte instituții a făcut primarul, măcar una pe Chișinău? Ministerul planifică să fie deschise în Chișinău instituții noi. Dumneavoastră ați spus că ați deschis grupe noi. La grădinița numărul 3 de la Buiucani s-au planificat 6 grupe, s-au deschis 5. O grupă a dispărut, dar în activitatea dumneavoastră există. Deci, noi nu vrem să facem astăzi poleme, domnul Bijenar, în privința și nici mulțumesc. Politică să facem. Noi mulțumesc, doar am felicitat copiii cu 1 septembrie. Vă aduc la cunoștință că inclusiv în Băcioi recent...